20 de milioane de lei. Atât va costa în acest an capitala depozitarea deșeurilor la poligonul de la Țânțăreni. Jumătate din sumă va fi transferată direct primăriei localității, iar restul va fi oferită prin 15 proiecte investiționale. Totodată, 4 milioane de lei vor merge la comuna Geamăna. Proiectul a fost votat de Consiliul Municipal Chișinău cu votul majorității consilierilor, deși a stârnit critici din partea opoziției. Mare parte din angajamente se trag încă din 2007 contractul de bază semnat, care nu au fost executate. Dacă să însumăm toate cheltuierile, ar fi în jur de 10 milioane. Unii consilieri s-au arătat nedumeriți de necesitatea semnării acestui contract cu primăria Țânțăreni, de vreme ce există un proiect de decizie privind parteneriatul public-privat pentru sortarea deșeurilor. Din ce cauză executivul preferă să plătească dijmă unui sat, în loc să ia niște decizii care, în primul rând, să respecte legea din 2016 cu privire la gestionarea deșeurilor, să respecte legea, și doi, să nu achităm banii ăștia unui stat, dar să investim în procesarea normală a deșeurilor. Sunt multe decizii. Una prin care urmează să deci lansăm o licitație în vederea contractării serviciului de sortare, ceea ce noi la fel împreună am discutat că costurile lunar ar fi de 4 milioane de lei și atunci eu întreb, consilierii sunt gata să voteze un astfel de proiect decizic? În 2021 o să aveți curajul ăsta ca să duceți până la cap această idee ca să sortăm într-un final. Să avem un calcul clar cât o să ne coste pe noi locuitorii municipiului Chișinău acest serviciu. Eu nu pot să vă dau asigurări că în 2021 va fi implementat. Ori, dumneavoastră cunoașteți termeni de lansare și implementare a unui parteneriat public-privat. Până atunci, primăria Chișinău trebuie să îndeplinească condițiile impuse de consilierii locali din Țânțăreni. De ani de zile ei cer municipalității să găsească un alt loc în care să depoziteze deșeurile. Suntem în căutarea unui teren, dar dumneavoastră trebuie să cunoașteți care sunt cheltuielile pentru a identifica și a procura un astfel de teren. Urmează circa 100 de milioane de lei să fie investite ca un teren agricol să fie transformat într-un poligon. Evacuarea deșeurilor din Chișinău la groapa de gunoi din Țânțăreni este o problemă care persistă de ani de zile. În 2010, în urma unor proteste ale localnicilor, autoritățile municipale au decis să evacueze gunoiul temporar la groapa de lângă Bubuieci. Ulterior s-a ajuns la un compromis cu primăria Țânțăreni, care a acceptat depozitarea deșeurilor în schimbul mai multor investiții.